Asta este scurtul zilei. Superman. Poliția. Închiriază pisici. Parmezan. Florin Salam. Părea mai funny când am scris-o. E scurtul zilei. That's what we do. Bună seara. Salut. Noi suntem Bogdan și Șurubel. Iar asta este scurtul zilei. S-a dat o lege de curent cum că oamenii de la ANAF, de la Garda Financiară, pot să intre peste tine în casă. Au dreptul ăsta. În cazul în care tu ai probleme cu fiscul, te trezești cu ei la ușă. Întrebarea este, cum reacționezi când te trezești cu fiscul la ușă? Astăzi, la scurtul zilei, vă învățăm cum să-i primiți în casă pe oamenii de la Garda Financiară. Bună ziua! Sunteți de la dezinsecție, da? Deci, înăuntru sunt gândaci. Sunt gândaci cât pisic. Sunt cât pisica, domne! Sunt gândaci uriași, sunt mari de tot. Veniți să chemați brigada de înjunghiat de ceva. Bucurași de oaspe, soție! Să vă primim cum se cuvine, domnule? Aveți aici duș cărățuică, dacă vreți, nu? Imediat, femeia, zi să zic, asta, nevastă mea face niște pâine cu sol de caut, cu sare. Pâine cu sare. Ia vei. Da, sigur, intrați. Sper că nu vă deranjează crocodilul meu de companie. Hai, vino solzii, vino aici, băiat. Dar numai puțin. Alonzo! Alonzo, mă auzi? Nățele acolo țântuit! Dar vin acum, acoia vin, îi tai odărătul. Acu guițat, când nu a trebuit. Acu e rândul dumneavoastră. O secundă, vă rog. Da, iubito, am obținut ordinul ăla de la judecătorie de care ziceam cu agenția de la ANAF, dacă ne deranjează, primesc 49 de ani de închisoare și ghinion în dragoste, inclusiv după gratii. Da, e ok, stai liniștită. Spuneți-vă. Iubii sunt de la teleshopping! Vindeți cumva și bice? Că prietenul meu a fost un băiat tare, tare obraznic. Cărniță tânără! Tu ăla-i, domnule, nu n-ați venit cu feșirele, nu, tocmai mă uitam la pisică, o căzut și eu, s-o muri toată, e crăpată, e pa. M-a sunat vecinul înainte, mi-a spus că mi-a luat foc mașina, mi-a luat foc flăcări, e plină de fum, e gata, dezastru, n-am ce să fac cu ea. M-a sunat șeful meu mai devreme, mi-a spus că m-a dat afară, că eu n-am bani ce trăi acum, nu, eu ce să fac? M-a sunat medicul astăzi mai devreme, medicul m-a sunat. Mi-a spus că-s bolnav, bolnav cu toate inimile, cu cardiac. Păi, eu ce fac acum? Deci este, îi, sub orice critică, no, sper că n-ați venit să-mi dați o veste rea. Bună ziua! Sunteți de la dezinsecție, nu? Sunt gândaci cât pisica. Bună ziua! Sunteți de la dezinsecție, da? Deci, doamne, sunt gândaci cât pisica. Gândaci cât pisica, doamne, înăuntru. Deci e pericol de moarte. Chemați oamenii aia să vină să... Să-i înjunghe, doamne, că-s mari! Bună ziua! Sunteți de la dezinsecție, da? Nu! Am venit să intru peste tine! E plin de gândaci cât familia dumneavoastră acolo. Tu l-ai, domnie! Nu n-ați venit să-mi dați o vestere, nu? No, tocmai mă uitam la pisică, mi-a murit pisica jos. O căzut, mi-a murit jos, s-a făcut crăpată.